Ania Țepeș poate spune că acum e bine și că abia așteaptă să-și întâlnească minunea. Vine astăzi la brațul celui mai puternic bărbat din viața ei. Ia uitați-vă cine pentru prima dată apare la TV. Salut, Damiane! Bună ziua! Bună ziua! Noi cu o surpriză. Păi, dar eu trebuia să vin la... A, nu, eu după ce ai să naștem să vin la tine cu cadouri. Neapărat. Sperăm foarte mult să-ți placă. Mulțumim! Ia, defilează să vedem burtica ta. Ia, uitați-vă ce burtică frumoasă. Puh, să nu fii de doi, dar n-ai pus niciun kilogram pe tine. Un kilogram jumate. Oh, un kilogram de jumate și tot el în burtă. Luați loc pe canatea. Vă mulțumesc foarte mult pentru daruri. Ia făcuța Damiane acolo. Așa. Noi știam de minunea pe care ai așteptat atât de mult timp, încă din toamnă, când practic doar familia știa despre acest lucru. De fapt, atunci a fost un secret și pentru tine când ți-am spus, pentru că știa doar familia. Și tu. Și vezi că nu am făcut știri din asta pentru că nouă ne place ca atunci când mama se simte împlinită și că e momentul potrivit, atunci să anunțe despre acest lucru. A fost o sarcină foarte așteptată. E capitolul dureros. De fapt, plănuită de mulți ani, dar s-a primit acum. Totul e bine. Mai sunt femei care trec prin pierderi și sunt multe, din păcate. Aici, pe canapea noastră, a fost o femeie care a avut 12 pierderi de sarcină. Și acum are 2 copii minunați. Adică, în tot există șansă. Da, totuși, cum s-ar spune, Dumnezeu există. Trebuie doar să credem, să sperăm. Trebuie să sperăm și atunci când nu mai este pentru ce spera. Damiane, ia povestește. Cum ți-a zis mama și tata că o să ai un frățior sau o surioară? Îți amintești? Nu chiar. Da. Dar mama plângea? Sau tata plângea? Cine dintre ei doi plângea? Mama plângea. Așa, mama, pe lângă faptul că este foarte emotivă, mai are și o grămadă de hormoni care acum dansează așa întrânsa. Fac horă. Momentul în care l-ai anunțat pe soțul tău, i-a venit să creadă? Desigur. Mai puțin îmi venea să cred eu. Pentru că noi, femeile, știm cât de dureros e atunci când încerci și nu ți se primește. Iar bărbaților, probabil, le este mai ușor să creadă și un eșec și o bucurie. Pentru tine, medicii nu ți dădeau șanse ca tu să mai rămâi însărcinată? Nu, de fapt, de fiecare dată auzeam doar ai un copil, bucură-te de viață, trăiește-ți viața pentru tine. 1% la 100 era. Și eu am spus că până la sfârșit voi lupta. Voi găsi medicul sau puterea de a mai fi mamă. Să știi că cam prin aceeași poveste a trecut și Svetlana Sainsus, pentru că și ei la fel se spuneau că nu, din păcate nu. Și iată, acolo unde Dumnezeu vede familie frumoasă, unde vede mamă iubitoare, dă sămânță de dragoste. Chiar și cu Svetlana când discutam, tot prin intermediul internet, tot de mult i-am spus. Într-un fel, femeia cu femeie se mai plânge din când în când. Și adică ne mai spuneam durerea. La început eu nu venea să cred că ea în sfârșit a rămas însărcinată. Apoi când eu i-am spus, ea așa șocată a spus: chiar? Ți-am spus că să rămâi. Cum au reacționat urmăritorii tăi de pe Instagram? Eu am păstrat în secret până... Foarte mult timp, cât am putut, adică până când lumea se apropia de mine să fac poze și fiecare pune mâna pe burtă și eu așa se uita, zic da. Spun să nu vă mai chinui, eu voi divulga secretul și voi spune că totuși așteptăm minunea. În câte săptămâni ești acum? Suntem mărișori. A 5-a lună. Așa, bravo. Luni frumoase și înainte. Mulțumim. Oricum, este o sarcină pe care o monitorizez tot timpul. Da, desigur. Pentru că chiar și în primele luni de sarcină ai avut totuși niște intervenții. Au fost 3 pericole foarte mari.
prin care am scăpat că prin urechile acului. Ai făcut și o postare despre asta. Da, am avut curajul de a face postarea. Încă nu am dat numele medicilor care, cu părere de rău, îmi spuneau că femeile în locul tău ar face un abort pentru a scăpa de astfel de probleme. Eu am spus că nu sunt în stare să-mi ucid copilul propriu. Eu voi merge mai departe, indiferent de ce voi avea de tras. Dar totul este bine. Te simți bine în această sarcină? Da, mă simt foarte bine. Și te simți foarte feminină, pentru că pozele pe care le plasezi tu sunt sunt foarte curajoase. Dacă înainte erai numai costum, sport și nu știu cum, acum te văd transformată. Cămașă sexy, poziții. Pictează, chiar pictezi? Da. De fapt, și pictez și scriu foarte multe poezii. Cred că când vine bebe pe lume, atunci vom posta și poeziile care sunt dedicate în mare parte bebelușului. Da, bebelușul, oricum, tu știi genul. Da, până când încă rămâne un secret. Cu toate că multe de pe Instagram au zis că e fata. Așa? Mulți, da, mulți se mai joacă, băiat sau fată, noi încă ținem secret. Damiane, da, tu ia spune, tu ce, de ce o să te bucuri mai tare, de o soră sau de un frate? Ce-a fi? Bă, dar tu ai învățat lecția bine, cum zic toți ăștia mari. Ce-a fi? Sănătos să fie. Noi îi spunem mandarinca. Știm! Da. Știm ce o să fie. Eu nu zic nimic. Voi singuri faceți concluziile. Sunteți oameni deștepți, nu? Draga mea, sănătate. Bravo, mulțumim. Dragule, să ai grijă de mami, da? Bine. Și o să fii un frate, cel mai bun frate din lume o să fii. Am înțeles? Hai, da, 5. Așa, și ce caravată are, ați văzut? Mama mie!